Alexandra Grancea, care este noua noastră colegă și este purtătorul de cuvânt și asigură relația cu presa, provine din mijlocul dumneavoastră. Numărul de telefon o să vi-l comunic, vi-l dea personal. De câte ori aveți o chestiune care ține de tipicul UNPR, vă rog să o sunați cu încredere, o să vă răspundă la întrebări. Mă rog, la cele care o să poată să vă răspundă, că cu certine vă exista și întrebări la care nu o să poată să răspundă, atunci mă veți suna pe mine. Dar aș vrea ca relația noastră să se desfășoare prin intermediul domniei sale, pentru că, repet, provine dintr-un mediu jurnalistic și este învățată cu tipicul și cu obiceiurile noastre. Spuneam, doamna Jana, că prezentăm candidatul Alianței pentru Brașov, din care face parte UNPR și PNCCD, alianță care îl propune, îl susține și care o să serbeze la ora 21:30 în noaptea de 5 iunie, victoria obținută de către domnul Ion Dumitru. Spuneam că este un finanțist. Principala motivație pentru care am ales un finanțist este aceea că, în momentul de față, Brașov este un oraș frumos. Sunt multe merite care trebuie să atribuite celor care l-au gospodărit până acum. Vă spun însă că are o mare problemă care se numește grad de îndatorare. În acest moment, candidatul nostru este cel în măsură să facă o echilibristică între rambursarea datoriilor care s-au făcut până acum și gospodarea în continuare a acestui municipiu, pe care eu, unul personal iubesc, sunt convins că și dumneavoastră. Îi dau cuvântul, de fapt ăsta e singurul subiect de astăzi și anume vă stă la dispoziție să vă răspundă la întrebări. Vă spun însă că, din punctul nostru de vedere, este soluția câștigătoare, soluția de care are nevoie orașul și municipiul Brașov și este soluția la care vor achiesa în perioada imediat următoare toți cei care cred că Brașovul are nevoie de un specialist în fruntea administrației. Domnul Dumitru, vă rog.